Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi face un tutorial pentru sufletelul nostru, un tutorial inedit. Nici eu nu am mai lucrat cu acest tip de material. Astăzi vom lucra o poșetuță din panglică. Eu dispun de aceasta. Conține 80% bumbac și 20% fir elastic. Are o greutate cuprinsă între 350 și 450 de grame. Nu scrie metru, câți metri are exact. Aceasta poate fi spălată la 30 de grade și voi lucra cu croșetul numărul 8, cred că se vede aici. Așa cum vă spuneam, deci vom avea nevoie de această panglică, vom avea nevoie de o pereche de mânere din lemn, din bambus și foarfece, bineînțeles. Un pic de atenție și de bunăvoință și vom începe lucrarea noastră. Eu voi pune jos ața în contenitorul meu. L-am schimbat, am pus un altul care să nu facă zgomot pentru că firul este mai gros și nu vreau să trezesc toți vecinii. Și vom începe lucrarea. Lucrarea în sine nu este foarte grea, doar că avem nevoie de un pic de timp să ne obișnuim mâna cu acest tip de fir și cu croșetul. Am făcut primul ochi de lanț și începând din acest moment voi face 12 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 și cel de-al 12-lea. Acum, începând din cel de-al 2-lea ochi de lanț, ne vom întoarce înapoi cu piciorușe scurte. Și până la capătul rândului vom face piciorușe scurte. Avem deja cel de-al 2-lea. Treilea, cel de-al patrulea, cinci, șase, nouă, 10 și 11. În felul acesta. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul
Deci voi lucra doar partea din spate a fiecărui picioruș. Nu vom lua piciorușul întreg, vom lua doar partea din spate. Și pentru început vom face 4 piciorușe scurte. În tehnica back loop, deci doar partea din spate. Avem 1, 2, 3, cel de-al patrulea. Acum vom continua cu 3 înmulțiri. Deci, în corespondența următoarelor 3 piciorușe scurte, vom face câte o înmulțire. Și avem prima înmulțire, cea de-a doua, cea de-a treia mulțire și vom continua cu celelalte 4 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului. 1, 2, 3 și cel de-al patrulea. Până în momentul în care se dă mâna, să știți că va fi un pic cam dificil de lucrat. Apoi, odată ce mâna se obișnuiește, vom lucra cu ușurință. Acum voi face din nou un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și din nou voi lucra exact în aceeași tehnică, back loop. De data aceasta voi face 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum din nou voi face 3 înmulțiri consecutive. Deci în următoarele 3 piciorușe voi face câte o înmulțire. Și avem prima, cea de-a doua înmulțire, cea de-a treia înmulțire iar până la capătul rândului vom face piciorușe scurte în mod normal. Acum voi face din nou un picioruș scurt, voi întoarce lucrul și voi continua lucrând 7 piciorușe scurte. 1, 2,
3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea, iar acum voi continua din nou cu 3 înmulțiri. Veți vedea că la urmă va fi ceva frumos, cu siguranță vă va plăcea. Prima mulțire. În cazul în care nu dispuneți de această panglică, puteți folosi firul acrilic dublu, pus în două. Efectul va fi același. Cea de-a doua mulțire, cea de-a treia mulțire, iar acum până la sfârșitul rândului vom lucra piciorușe scurte. Le vom lucra singure, iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. În felul acesta trebuie să se prezinte ceea ce lucrăm. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și din nou, în aceeași tehnică, voi lucra 8 piciorușe scurte. 1 2 5 6 7 8 Iar acum vom face din nou 3 mulțiri consecutive. Prima mulțire, cea de-a doua, cea de-a treia mulțire, iar acum vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și de data aceasta voi lucra un număr de 10 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 10, iar acum vom continua cu cele 3 mulțiri consecutive. Prima, cea de-a doua mulțire, cea de-a treia mulțire, și vom
continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Da. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vă rog să lucrați fiecare picioruș scurt până la capăt. Am ajuns la capătul rândului. Voi face un unghi de lanț, voi întoarce lucrul și în aceeași tehnică, deci întotdeauna vom lua doar parte din spate a fiecărui picioruș din rândul anterior și voi lucra un număr de 11 piciorușe scurte. Eu sper că sunt poziționată bine și vedeți, a trebuit să ridic camera un pic mai sus pentru că lucrul este mare și... Iar acum vom face din nou 3 înmulțiri consecutive. Acest model este foarte accesibil doamnelor începătoare. Cred că vă va încânta ideea. Va fi o poșetuță în care vom putea pune telefonul, rujul, portofelul, în momentul în care ieșim la o scurtă plimbare. Cea de-a treia înmulțire. Iar acum vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Voi face împreună cu dumneavoastră. Și 12. Nu vor fi exact același număr, de aceea am lucrat împreună cu dumneavoastră. De o parte și de cealaltă nu va fi exact același număr de ochiuri, pentru că întoarcem lucrul și fiind înmulțirile, bineînțeles că este acest decalaj de număr. Însă lucrarea este corectă așa cum o lucrăm. Veți vedea că totul va ieși perfect. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, iar acum voi lucra un număr de 11 piciorușe scurte. Trup.
parte. Zece, 11, iar acum cele trei înmulțiri. Prima, cea de-a doua, cea de-a treia înmulțire. Și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și de data aceasta vom lucra 12 piciorușe scurte. Zece, 11, 12, iar acum vom face cele trei înmulțiri consecutive. Una, cea de-a treia mulțire. După care vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Așa trebuie să arate ceea ce lucrăm. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și de data aceasta vom lucra un număr de 14 piciorușe scurte. Zece, 11, 12,
13, 14, iar acum vom face cele 3 înmulțiri. 1-a înmulțire, 2-a, cea de-a 3-a înmulțire, și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Da, bine așa. Deci lucrăm piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face un ochi de lanț, întorc lucru și din acest moment vom lucra doar piciorușe scurte. Voi face primul rând împreună cu dumneavoastră, voi număra ochiurile, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 și ultimul, 38 de piciorușe scurte. Din acest moment vom continua lucrând alte 11 rânduri de câte 38 de piciorușe scurte. Deci la fiecare capăt de rând vom face un ochi de lanț, vom întoarce și vom lucra în coasta fiecărui picioruș scurt, un picioruș scurt. Deci am lucrat un rând
Vom continua cu încă 11 rânduri, iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 11 rânduri. Aceasta este ceea ce am obținut până acum. Ne întâlnim după cele 11 rânduri. Am ajuns și la capătul rândurilor. De acum vom începe scăderile, deci avem un total de 12 rânduri de piciorușe scurte, fără înmulțiri, și vom continua. Am făcut deja piciorușul scurt pentru începutul rândului. Acum voi face un număr de 14 piciorușe scurte. Unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, iar acum vom face trei scăderi. Pentru scăderi voi intra primul picioruș în cel de-al doilea și voi trage firul prin toate trei piciorușele. Acum voi face cea de-a doua scădere. Voi trage firul prin toate trei. Cea de-a treia scădere. Voi trage firul. Și voi continua până la capătul rândului cu piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea, iar acum voi continua făcând 13 piciorușe scurte. 1 10, 11, 12, 13, iar acum din nou voi face 3 scăderi. 3 scăderi consecutive. Prima scădere, cea de-a doua, ați văzut acum cum iau firele, cea de-a treia,
aceea scădere și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Sper că reușiți să vedeți. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi face un ochi de lanț. Voi întoarce lucrarea. Voi continua. Are și mici imperfecțiuni. Acest fir nu este perfect. Voi continua cu 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iar acum voi face cele 3 scăderi consecutive. Cea de-a doua scădere iar acum voi face cea de-a treia scădere. Iar până la capătul rândului vom lucra piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și voi continua lucrând 11 piciorușe scurte. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, iar acum vom face din nou cele 3 scăderi. Una,
tabor. Cea de-a treia. Și vom continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, voi lucra un număr de 10 piciorușe scurte, șase, șapte, opt, nouă, zece. Acum voi face cele trei scăderi. Pune lucrul în modul în care să puteți vedea. Este un pic mai dificil cu acest fir, pentru că nu putem să-l punem pe deget, cum suntem noi obișnuite. Vedeți? Închid pe toate trei împreună. Și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul acestui rând. Face picioruș după picioruș. Aceeași tehnică, back-loop. Încet, încet, geanta începe să prindă formă. Aici voi face ultimul picioruș scurt. Un ochi de lanț. Întorc lucrarea. Uitați-vă cum începe să prindă formă, vedeți? Voi întoarce lucrarea, voi veni în jos cu 8 piciorușe scurte de data aceasta, vor fi doar 8. 1, 2, 3. Cinci, șase, șapte, opt, voi face cele trei scăderi. Prima, cea de-a doua, cea de-a treia scădere și voi continua cu piciorușe scurte până la capătul rândului. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face un ochi de lanț, întorc din nou lucrarea,
Voi lucra 7 piciorușe scurte. 2. 5 6 7 Acum voi face cele 3 scăderi. Cea de-a doua, cea de-a treia scădere și piciorușe scurte până la capătul rândului. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea, voi face 5 piciorușe scurte, de data aceasta doar 5. 1. Am mereu această tendință de a pune firul pe deget. 1. 2. 5. Acum voi face din nou cele 3 scăderi. De data aceasta le voi scădea în acest mod. 3. În felul acesta, prima scădere, deci cum am scăzut prima dată la începutul scăderilor. A doua. A treia scădere. Și continuăm cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea. Voi face doar 4 piciorușe scurte. Unu. Doi. Trei. Patru. Cele 3 scăderi. În felul acesta. Și prima. A doua. A treia,
ușe scurte. Am ajuns la capătul lucrării. În acest moment vom tăia firul și vom închide capetele. Chiar dacă vi se va părea că este inegal, nu, este egal. Voi tăia acest fir, voi ascunde capătul și apoi vom continua. Vom închide normal, ca și la orice lucrare croșetată. Vom ascunde acest fir. Apoi vom închide. Imediat vă arăt în ce mod. Acum vom continua să încheiem lucrarea. Vom face un ochi de lanț în felul acesta. Vom pune în două. Și cu piciorușe alunecate vom închide fiecare picioruș lateral. Un pic mai greu aici pentru că este gros în felul acesta. Vom fi atente să prindem fiecare picioruș în parte. Am lăsat camera un pic mai jos să puteți vedea. Piciorușe alunecate. Acum voi intra aici aproape în ultimele. Voi face din nou piciorul alunecat. La fel și partea aceasta am închis în același mod. Acum voi întoarce geanta pe față, pentru că aceasta este fața. Și voi începe. Se prezintă frumos, mie îmi place. După aceea voi vedea la aprecierile dumneavoastră. Voi începe să lucrez piciorușe scurte, un picioruș da și unul nu. Deci vom intra doar în piciorușul care este în relief. În felul acesta. Vom face tot rândul de piciorușe scurte. Astfel vom închide un pic din lărgimea care este sus. Vom continua în felul acesta pe întreg parcursul rândului, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Odată ajunse la capătul rândului, vom lucra cel de-al doilea rând de piciorușe scurte, după care vom închide lucrarea, apoi vom aplica acele mânere pe care vi le-am prezentat la început. Deci, continuăm cu un nou rând de piciorușe scurte. E
Eu sper că am reușit să mă încadrez în modul în care dumneavoastră să puteți urmări ceea ce lucrez, pentru că, așa cum v-am spus și alte dăți sau de alte ori, laptopul este undeva într-o parte, pentru că aici locul unde filmez este foarte mic și nu întotdeauna reușesc să văd ceea ce lucrez, doar așa un pic fugitiv cu coada ochiului, și poate de aceea și ies din cadru uneori. Jos nu pot să lucrez pentru că acolo este bătrâna. Eu am făcut și tutoriale jos, însă ea când doarme sforăie, deranjează. Deci voi continua acest rând de piciorușe scurte și apoi vom aplica mânerele. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș scurt. Voi tăia firul, îl las un pic mai lung să-l pot ascunde de desubt. Voi închide lucrarea. Iar acest capăt de fir îl vom scoate de desubt. Vom sări un picioruș scurt. Vom intra în următorul. Vom face modul în care să nu se cunoască unde am închis. Și voi ascunde acest fir undeva de desubt. Eu voi încerca să-l ascund cu croșetul. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să o faceți cu acul pentru cusut lână. Acela este cel mai indicat. Voi merge din nou un pic mai dedesubt. Iar aici voi încerca să îl ascund în modul în care să nu se observe. Facem felul acesta. Sper că vedeți. Încă o dată, să-i dau stabilitate. Așa, voi scurta firul și vom trece la aplicarea mânerelor. Acesta este produsul final până acum. Pentru a aplica mânerele, eu le voi coase. Cred că este și modalitatea croșetatului, însă eu le voi coase. Voi intra cu acul gros pentru cusut lână, am pus același fir. Voi intra de undeva dedesubt aici și voi da un pic de stabilitate firului. Este un pic cam dificil de cusut cu el, pentru că este gros, însă și geanta este destul de grosuță. Deci am dat stabilitatea acestui fir. Voi pune geanta în două, exact, și pe mijloc voi începe. Deci în corespondența celui de-al doilea rând, voi fixa și voi coase această primă tortiță, acest prim mâner. Voi încerca să fac în modul în care
totul să arate cât mai bine, cât mai frumos. Deci, iar dacă este un pic mai dificil, această parte este cea mai... Așa, să fixăm, să fie bine fixat. Și încet, încet vom coase și această tortiță. Atente, firul să fie bine întins și tortița dreaptă. Aici este un pic mai dificil, însă ne vom descurca. Suntem mari. Sper că dumneavoastră reușiți să vedeți. Bine, vom intra încă o dată, ne vom întoarce înapoi, în felul acesta dăm mai multă stabilitate. Acul meu nu vrea să iasă. Și până la urmă, pentru că nu face cum vrea el, vă face cum vreau eu. Așa. Încă o cusătură aici. În felul acesta, acum pe dos voi face din nou, voi pierde firul, în același timp voi da și stabilitate firului. Merge un pic în jos, din nou. Voi încheia în felul acesta. Așa cum vă spuneam, este o gentuță mică de luat în momentul în care ieșim doar pentru să facem doi pași. În momentul în care ieșim să luăm o gură de aer, aici vom pune telefonul, eventual portofelul, batista. În același mod voi aplica și cea de-a doua tortiță. Vom lua exact măsura și o vom aplica și pe cea de-a doua. Eu o voi aplica singură, la fel și dumneavoastră, apoi ne întoarcem la sfârșit. După ce am cusut și cea de-a doua tortiță, am aplicat o floricică ca să știu unde este fața. Acesta este produsul final, voi face modul în care să puteți vedea în totalitate. Eu
Scuzați că în spate se vede, se văd toate firele pe care le am, aici este locul unde lucrez. Voi pune o poză și pe comunitate, o fotografie și apoi Cristi, editorul meu, va pune fotografie la coperta tutorialului. Sunt Tatiana Andrieș, sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi. Am foarte mari emoții pentru că, să știți, aceasta este prima mea geantă. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, vă mulțumesc pentru vizualizări, pentru cuvintele de încurajare, pentru cuvintele frumoase, comentariile frumoase. Vă iubesc și vă aștept din nou alături cu noi tutoriali.